Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Și cu Excelența voastră, preasfințite Petru, cucernice, părinte, vicar general Egidiu, cucernici confrați preoți, stimate autorități civile, iubiți credincioși și iubiți frați întru Hristos, care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. După ce exact acum o săptămână am celebrat ramul Catedralei Vechi, care este în restaurare în cinstea adormirii Maicii Domnului, patroana Catedralei și a diecezei noastre, astăzi o cinstim tot pe Sfânta Fecioară Maria, dar cu titlul de regină. O să auzim sigur la predică o încoronare a sărbătorii de acum o săptămână, Fecioara Maria înălțată la cer și încoronată ca regină a cerului și a pământului. Este patroana Catedralei Noi, acestei biserici, care de altfel v-am mai explicat în cadrul catehezelor, este în formă de coroană, de regină, arhitectura. Este patroana acestei catedrale și vrem să o cinstim cu toată puterea credinței noastre, preamărindu-L pe Dumnezeu, că ne-a dat o mamă așa de frumoasă, regină, mijlocitoare puternică la Dumnezeu pentru noi. Să așezăm acum în spirit de credință toate gândurile și intențiile bune care ne-au adunat la biserică în această seară, rugându-L pe Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei să ni le îndeplinească spre binele nostru sufletesc și trupesc. Dar ca să avem parte de roadele jertfei Sfintei Liturghii, ca întotdeauna acum, la început, să ne recunoaștem păcatele și cu umilință să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ne rugăm. Dumnezeule, care ai voit ca născătoarea Fiului Tău să fie mama și regina noastră, dă-ne, te rugăm, harul ca sprijiniți de mijlocirea ei să avem parte de slava fiilor Tăi în împărăția cerească. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Un fiu ne-a fost dat. Citire din cartea profetului Isaia. Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare. Peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină. A înmulțit poporul lui, le-a mărit bucuria. Se bucură înaintea ta, cum se veselesc la seceriș și se înveselesc ca la împărțirea prăzii. Căci tu ai sfârmat jugul care l-a păsa, toiagul de pe umerii săi și nuiaua celui care îl oprima, ca în ziua de la Madian. Căci orice încălțăminte zgomotoasă și orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Părinte Veșnic, Principe al Păcii. Ca întinderea stăpânirii lui și a păcii să nu aibă sfârșit pe tronul lui David și, în regatul lui, să-l întărească și să-l facă stabil prin judecată și prin dreptate, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta. Cuvântul Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Lăudați slujitorii Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Răsăritul și până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este prea înalt, mai presus de toate neamurile. Gloria Lui este mai presus de ceruri. Domnul Dumnezeul nostru,
locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Pe cel sărac din țărână, înalță din mizerie pe cel sărman, pentru ca să-l așeze alături de cei nobili, de nobilii poporului său. Femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui tăra a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său. Iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, cuvântul Domnului. Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Să fie cu voi.
pornire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har! Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest salut și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare. Va fi numit Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, stimate autorități, iubiți credincioși, lăudați să fie Iisus și Maria. În urmă cu 15 ani, un prieten al acestei catedrale, unul care a susținut construirea ei, prelatul de pie memorie, Albert Hollenstein, scria într-o carte, și citez: Sărbătoarea hramului ne amintește că aici, în biserică, ne-au adus evenimente fericite sau triste, înfrângerile și bucuriile, lacrimile și rugile. Ea, catedrala noastră dragă, e martoră la cum unii oameni au regăsit în ea calea spre Dumnezeu. Cât de săraci ar fi fost nenumărați oameni dacă în toți acești ani acest lăcaș nu ar fi existat.
Și adaugă mai departe, sărbătoarea hramului ne pune o întrebare. Cum trăim astăzi Evanghelia? Să nu transformăm casa lui Dumnezeu într-un ghetou pentru credință, decuplat de la viață, ci să lăsăm să se scurgă în realitatea vieții noastre fapta de mântuire a lui Iisus. Îl rog pe Duhul Sfânt în această seară de hram ca să ne inunde pe toți cu mireasma Duhului Sfânt, ca să trăim Evanghelia așa cum a trăit-o Fecioara Maria, Regină, patroana acestei catedrale, cuplând credința cu viața. Ne vom lăsa călăuziți de cuvintele Sfintei Scripturi. Am auzit în lectura întâi de astăzi, cu multe secole înainte, profetul Isaia a anunțat că se va naște Iisus, dar acest Iisus va fi slujitorul celui prea înalt, va fi principe al păcii, va urca pe tronul lui David. În Evanghelie, îngerul Gabriel, când îi apare Mariei, îi transmite același mesaj: cel care se va naște din tine e mare în ochii lui Dumnezeu, va urca pe tronul lui David, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Cu alte cuvinte, Iisus care se naște e rege și de nenumărate ori Scriptura spune același lucru. În tradiția evreiască, mai ales în cea regală, cea mai importantă femeie din stat, interesant, nu era soția regelui, ci era mama regelui. Se numea Regina Mamă. Împăratul Solomon o avea lângă el la tron pe mama lui, care de acolo îi dădea sfaturi. Aplicând acest lucru în ceea ce este Iisus și Maria, dacă Iisus este Domnul, regele, atunci acea fecioară din Evanghelia de astăzi este Regina Mamă, cea mai puternică femeie dintre toate. Ea este cea care intervine, care mijlocește pentru noi. Pe cruce fiind, Iisus ne-o lasă ca mamă. Iată fiul tău. În toată istoria, dacă privim, descoperim cum regii erau cei care se ocupau de pacea regatului, de administrarea lui, în timp ce membrii familiei regale erau liberi să facă binele, să-i ajute pe ceilalți. De exemplu, împărăteasa Sfânta Elena, mama împăratului Constantin, mergea în pelerinaje, construia biserici, alte mame regine îi ajutau pe cei săraci și așa mai departe. Dar gândiți-vă, dacă o regină din lumea noastră face acest lucru, cu cât mai mult această regină mamă a noastră, a tuturor din cer, nu va face același lucru. Cel mai elocvent episod din Sfânta Scriptură, care ne prezintă modul în care Maria, Regina Mamă, intervine pentru noi, e nunta din Cana. Acolo îi spune lui Iisus: nu mai iau vin, adică nu mai au bucurie, nu mai au nuntașii și nu mai avem nici noi, biserica. Nu mai au vin. Cum poate merge o comunitate înainte fără bucurie? Nici familia, nici o persoană umană nu poate merge înainte fără entuziasm, fără optimism, fără acea veselie naturală. Poate că le-am pierdut din neglijență, poate că am fost prea ocupați de lucrurile acestei lumi, poate am intrat în niște competiții și ne-am lăsat vrăjiți de tot felul de obsesii și așa mai departe. Dar această regină mamă, atentă și grijolie, vrea să se asigure că totul este în regulă. Când vede că nu mai este vin, chiar dacă gazda nu spune nimic, ea are inițiativă și zice: nu mai iau vin.
nu mai au bucurie. Și mai mult de atât, nu merge la Iisus și zică, vezi Iisuse, ai grijă să nu mă faci de râs, fă ceva. Are încredere în El. Ea știe de ce este capabil și le spune celorlalți, faceți ce o să vă spună, adică mergeți pe mâna Lui. Și acum, același lucru îl face de acolo, din înaltul cerului ca regină. Privește la noi, mă vede pe mine, vă vede pe dumneavoastră, pe toți, și ea știe, pentru că e atentă la detalii, știe că tu nu mai ai atâta bucurie. Știe că în familia ta a scăzut entuziasmul, nu mai e bucuria de la început. Și chiar dacă tu n-ai curajul să-i spui, ea îi spune lui Iisus, Iisuse, oamenii aceștia care în această seară sunt la liturghie aici sau online, nu mai au bucuria de la început. Familia nu mai are aceeași bucurie. Preoții și-au pierdut din entuziasm. Știe, ne știe pe toți, pe fiecare. Și ne spune, faceți tot ce vă va spune. Adică pregătiți un vas pe care Iisus să-l umple cu bucurie. Mă gândeam, dacă Iisus în această seară ar dori să umple din nou viața noastră cu bucurie, cu entuziasm, suntem pregătiți, avem vasul pregătit sau avem în cap tot schemele noastre fixe, așa cum știm noi? Suntem dispuși să mergem pe mâna Lui pentru că El știe mai bine decât noi ce avem de făcut. În viața Sfântului Ioan Paul al II-lea, el însuși povestește, tânăr fiind, a rămas orfan, lucra într-o carieră. Pe drumul de întoarcere are loc un accident și rămâne ceasuri întregi pe marginea drumului. Nu vedea pe nimeni în jur, dar la un moment dat, povestește el, vede o statuie a Maicii Domnului exact lângă biserică. Și acolo, de pe marginea drumului, din praf, îi se adresează spunând, Marie, eu nu mai am pe nimeni, eu nu mai am tată, eu nu mai am mamă, te am pe tine, sunt cu totul al tău, totu-s tu-s. Și spune el, a simțit că o mână a Mariei l-a ridicat, a ajuns la spital, s-a vindecat și toată viața lui o va iubi pe această mamă, regină mamă, care l-a ridicat de acolo. Oriunde va merge, va vorbi despre ea, se va ruga. Ei bine, această regină mamă, care l-a ridicat pe Ioan Paul al II-lea de acolo, pe marginea drumului, te poate ridica și pe tine. Indiferent cât de mult ți-a scăzut bucuria, indiferent cât de întunecat e drumul pe care te afli acum, ea ți întinde o mână, ea poate să-ți redea bucuria, așa cum i-a redat-o lui. Al doilea gând pentru această seară. Privim în Evanghelie. Sfânta Fecioară Maria, după vestea Îngerului, începe un drum. Culmea, momentul culminant al acestui drum, îl reprezintă sărbătoarea de astăzi. Ajungând în cer și o vedem acolo pe mozaicul catedralei, este încoronată ca regină. De acolo privește la noi și ne spune, același drum pe care îl parcurgeți voi, l-am parcurs și eu. Am început de acolo, de la buna vestire. Uneori drumul și al nostru și al ei este o cale a crucii, dar în cele din urmă am mers până la capăt și am ajuns aici. Mergeți pe urmele mele și atunci veți avea parte de glorie împreună cu mine. Drumul ei a fost marcat de cuvintele Îngerului din Evanghelie. Nu-ți fie teamă, mergi pe mâna Domnului. Și asta a făcut toată viața ei. Câteva repere doar din viața reginei mamă pe acest pământ. Prima dată când Evangheliile vorbesc despre ea, e la bună vestire. Am auzit astăzi. Confuză, panicată, cum va fi aceasta? Ce trebuie să fac? În acel moment, regina mamă seamănă cu fiecare dintre noi care la un moment dat ne-am confruntat cu întrebări. Ce va fi cu viața mea? Încotro să merg? Care-i sensul?
Și atunci Maria s-a încredințat în mâinile Domnului. Fie mie după cuvântul tău, merg pe mâna ta. Tu știi mai bine decât mine ce e bine pentru mine. Apoi, într-un al doilea moment, Maria este victima unor zvonuri urâte. Rămâne însărcinată. Cine să o creadă că a rămas de la Duhul Sfânt, că e nevinovată? Și Iosif vrea să o părăsească. Oamenii de atunci, ca și oamenii de astăzi, zvonesc multe, vorbesc multe. Toți aceia dintre dumneavoastră care la un moment dat ați fost victima zvonurilor oamenilor, poate a celor apropiați în care v-ați încrezut, aveți în Maria pe cineva care vă înțelege. În acel moment, Regina Mamă și-a pus încrederea în Domnul și a spus: nu pot oamenii să-mi facă atât de mult rău, cât de mult bine poate să-mi facă Dumnezeu. Și a mers mai departe. Într-un alt moment, când se naște Iisus, se bucură îngerii, păstorii, dar mai mari acestei lumi vor să-i ucidă copilul. Părinții care își văd copiii în pericol sunt ucigași ai trupului, dar mai ales ucigași ai spiritului copiilor, negustori, ambulanți de sentimente, care vor să le distrugă viitorul, să-i țină hipnotizați, eu știu, cu fața într-un ecran și așa mai departe. Toți acei părinți care v-ați simțit copiii în pericol, găsiți în Maria, Regina Mamă, un motiv și un model pentru a trece peste acest moment greu. Ea a mers mai departe, s-a încrezut mai mult în Dumnezeu, căci la Dumnezeu totul e posibil. Putem merge mai departe, la 12 ani, când Iisus rămâne în templu, câte mame nu și-ar dori să vorbească cu propriul copil și nu mai pot, dar ele găsesc în Maria o încurajare, pentru că Maria în acel moment i-a vorbit lui Dumnezeu despre copilul lui ei. Când nu le mai puteți vorbi copiilor dumneavoastră despre Dumnezeu, când nu mai puteți vorbi familiei despre Dumnezeu, vorbiți-i lui Dumnezeu despre copil, despre familia dumneavoastră. Și sărim câteva momente, o vedem apoi la poalele crucii. Fiul ei trădat de unul care a intrat de atâtea ori în casa ei. Și Maria nu se poate apropia să-l ajute, soldații o țin la distanță. Atunci când ați simțit că nu mai puteți face ceva pentru o persoană dragă, pentru un părinte care s-a îmbolnăvit, pentru un copil, Maria știe ce este în inima dumneavoastră. Ea știe, dar nu s-a descurajat. Ea știe că din cea mai mare durere, Dumnezeu poate să nască o și mai mare bucurie. Iar la finalul acestui drum, o vedem încoronată ca regina cerului și a pământului. Și de acolo privește la noi care suntem aici și ne spune: vă aștept aici unde sunt eu. Rămâneți strâns cu Iisus așa cum am trăit eu. Iubiți-L așa cum L-am iubit eu. Și vă aștept aici să vă prindeți în această hora îngerilor. Priviți mozaicul de aici din față, o hora îngerilor, un dans al bucuriei. Regina Mamă ne așteaptă să ne prindem în această horă după ce vom parcurge acest drum. Și acesta e al doilea gând. Spuneam așadar, la început, că o rugăm pe Maria să ne dea bucuria, să mijlocească pentru noi bucuria de a trăi, apoi să ne dea harul ca la sfârșitul vieții să intrăm în această horă a îngerilor. Și acum, ca încheiere, mai există ceva, există un risc. Aceste sărbători în cinstea Maicii Domnului să le sentimentalizăm, totul așa ceva dulcean. Dacă privim în a doua lectură de astăzi, vom descoperi cu totul altceva. Această regină mamă, încoronată cu 12 stele, pe cale să nască, are în fața ei un dragon care e gata să-i sfâșie pruncul. Și deodată în cer se pornește o luptă între îngerii conduși de Mihail și cei conduși de Lucifer. Descoperim aici o mamă regină războinică. Numele ei este legat de o luptă cosmică între bine și rău.
pentru noi care suntem aici. E important astăzi să intrăm în această luptă împotriva răului de partea reginei mamă. Armele pe care armata condusă de ea le folosește sunt bunătatea, răbdarea, iertarea. Nu armele acestei lumi, nu răutatea, nu răzbunarea. Și mai spune textul din Apocalips că această luptă s-a mutat din cer pe pământ. Dragonul a venit aici și priviți în jurul dumneavoastră. Cel rău lucrează. Câți copii mor înainte de a se naște. Câtă răutate există poate între oameni care ar trebui să se iubească. Mesajul acestei liturghii de hram. Tu, creștinule, în ce armată ești dispus în această seară să intri și să lupți? De partea reginei cerului și a pământului, îngerilor și oamenilor, cu armele bunătății, răbdării, sau în armata dușmanului? Tu, în ce armată vrei să intri? Din ce armată vrei să faci parte? Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Picioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Acum împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să-L rugăm acum pe Dumnezeu care ne-a dat-o ca mamă și regină pe Fecioara Maria să ne ajute să fim întotdeauna copiii Săi credincioși, să spunem, Doamne, ascultă-ne! Pentru ca devoțiunea față de Maria în biserică să inspire sentimente și fapte conform inimii lui Hristos Iisus, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca toți conducătorii să depășească prin dialog și tratative orice obstacol din calea păcii și înțelegerii dintre popoare, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca să fie aplanate și treptat depășite diviziunile din unica biserică a lui Hristos, imitând umilința și totala disponibilitate a Fecioarei Maria, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne!
pentru ca toți cei marginalizați și asupriți să afle în Maria puterea de a se elibera, căutând întotdeauna dreptatea fără prejudecăți, să ne rugăm. Pentru ca toate familiile să redescopere valoarea rugăciunii făcute în comun, să ne rugăm. Pentru ca noi, cei adunați aici în amintirea Mariei, să ne bucurăm în Domnul, întrucât credem în îndeplinirea cuvântului Său, să ne rugăm. Primește, Părinte Sfânt, aceste rugăciuni pentru meritele mamei Fiului Tău, biserica Ta să fie încă de pe acum o arcă a mântuirii și slujitoare umilă a Cuvântului Lui Hristos, care este Dumnezeu binecuvântat în toți vecii vecilor. Thank you.
predați-vă fraților pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Celebrând amintirea Sfintei Fecioare Maria, îți oferim, Doamne, darurile noastre și te rugăm să ne vină în ajutor Fiul Tău, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care ți s-a oferit pe cruce jertfă nepătată. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Regină să te lăudăm, să te binecuvântăm și să te preamărim, căci ea, prin adumbrirea Duhului Sfânt, l-a zămislit pe Fiul Tău unul născut și, păstrându-și slava Fecioriei, a dat omenirii lumina cea veșnică pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie.
adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, preună cu Părintele nostru, Papa Francesc, cu Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Și acum să spunem cu toții împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, rugăciune pe care ne-a învățat-o Iisus, prezent în mijlocul nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și acum, printr-o înclinare a capului față de cel din dreapta și din stânga noastră, dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și
se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele cerești, te rugăm cu umilință să-i învrednicești a fi părtași de ospățul veșnic pe toți aceia care o cinstesc astăzi cu venerație pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Rug să luați loc pentru câteva cuvinte pe care le va spune mai întâi Preasfințitul Petru. V-ați așezat, dar trebuie să vă ridicați în picioare acum, să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că știți că și-a pus tot sufletul Preasfințitul alături de înalt Preasfințitul Aurel, care era auxiliar atunci, pentru ridicarea acestei minunate catedrale noi în cinstea Fecioarei Maria Regină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Preasfințitul Iosif, pentru această oportunitate. În zilele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, domnule ministru, domnule primar, stimate autorități, invitați, dragi și iubiți credincioși ai familiei noastre din Iași, dragi și iubiți credincioși ai familiei noastre creștine, fiecare familie are o mamă. Se poate forma o familie fără mamă. Biserica, toți cei care cred în Hristos, au o mamă, o singură mamă, România, are o mamă. Grădina noastră aici, așa de mult evocată, este grădina Maicii Domnului, e familia noastră. Sigur că când Preasfințitul mi-a spus să spun două cuvinte, am voit să explic, doar punctat, cum s-a ajuns aici. Nu se putea, ridicând o nouă biserică aici alăturea, să ne îndepărtăm de misterul Maicii Domnului. De aceea, după multe discuții, s-a rămas la acest gând. Aici trebuie să fim mai departe patroana noastră, a tuturor familiilor, a familiei creștine, a familiei catolice din Iași. De aceea, sigur că e logic că astăzi misterul care îl celebrăm să desăvârșească același mister al Maicii Domnului, mama noastră, mamă în ceruri, mamă pentru toți, mamă regină, mamă protectoare, mamă iubitoare, mamă care ne-a sub îmbrățișarea sa. De aceea ne-am bucurat când s-a decis ca această catedrală să aibă ca patroană pe aceeași mamă, într-un mister care desăvârșește misterul ei, misterul încoronării. Așa se explică și biserica, care a voit să fie rotundă, să semnifice o familie care e primitoare, căci aici e mama noastră. Aici venim cu toți. Aici a venit și Papa, Sfântul Părinte, Papa Francisc. Aici s-a bucurat pentru câteva clipe cu toată familia noastră. Și apoi, desăvârșind această prezență în familia orașului nostru. Familia care e formată din creștini și care au aceeași mamă. Așa rămâne mai departe această catedrală,
ca biserică ce desăvârșește misterul din Catedrala Adormirii Maicii Domnului cu acest mister al încoronării. Și unde noi venim să o întâlnim pe mama noastră, cum ne-a spus și părintele la predică, ca să ne primească și să ne ajute să ajungem acolo unde este Fiul ei și unde este ea. Tuturora, ca Sfințite, dar dăm voie să spun, tuturora, bucurați-vă, să ne bucurăm că avem o mamă care ne iubește. Amin. Bună ziua tuturor! Înalt preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, înalt preasfinția voastră, Părinte Emerit Petru, sfințiile voastre, stimați credincioși, dragi colegi, vin în calitate de primar, în primul rând, să vă felicit din suflet pentru realizarea în construirea acestei catedrale. Asta arată dragostea pe care comunitatea creștină catolică o are pentru Dumnezeu, contribuția fiecăruia dintre domniile voastre însemnând fiecare cărămidă care a stat la temelia și la construcția acesteia. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru efortul domniilor voastre. Și sigur, înnobilează și frumusețea acestui oraș, care în acest fel reușește să întregească o comunitate creștină, unde Maica lui Dumnezeu, de stânga și de dreapta sa, ține cele două biserici surori. Așa să ne țină Dumnezeu până la sfârșitul veacului, iar credința, dragostea pentru aproapele nostru, stima pentru comunitatea ieșeană și respectul pentru valorile creștinătății să ne urmărească tot timpul. Vreau să vă mulțumesc, înalt preasfințite Petru, pentru această realizare care poate întregi un mandat de episcop de la început până la sfârșit, punctată fiind, și mi-amintesc cu deosebită emoție de fiecare dată, prezența sanctității sale, Papa Francisc, în această catedrală și binecuvântarea pe care a dat-o pentru bătrâni și bolnavi, rămasă pentru noi una dintre cele mai frumoase vizite istorice în acest oraș de-a lungul istoriei sale seculare. Și sigur, cu aceeași dragoste mă apropii și de preasfințitul Iosif, care sigur nu trebuie să mai construiască o altă catedrală pentru că ele se săvârșesc în timp, dar o va duce mai departe și va sfinți începutul acestui frumos drum, Adormirea Maicii Domnului, aici lângă Catedrala Regina Maria, un moment la fel de frumos de care ne vom bucura la sfârșitul realizării lui. Mulțumim, vă felicităm, să vă țină Dumnezeu sănătoși. Urmează binecuvântarea, dar ca întotdeauna înainte de binecuvântare, un scurt cuvânt de mulțumire și recunoștință pe care sigur îl îndreptăm în primul rând către Dumnezeu, pentru că ne dă prilej să celebrăm în bucurie Sfintele Sărbători și să-i mulțumim pentru această făptură minunată, Preasfânta și Preacurata Fecioară Maria, Mama noastră Regină. Mulțumim din suflet, sau mulțumesc din suflet Părintelui Paruc și Decan, care alături de colaboratorii săi, alături de mulți tineri și persoane dedicate, au pus umărul pentru ca această sărbătoare să fie așa de frumoasă, unită cu sărbătoarea de acum o săptămână, așa cum am spus la începutul Sfintei Liturghii. Dacă acum o săptămână mulțumeam corului mare al catedralei noastre, în seara aceasta îmi revine datoria să mulțumesc corului tineretului Juvenes Ecclesiae al catedralei noastre, pentru că ne-au înălțat așa de frumos sufletește, cu atâta vânt, cu atâta bucurie,
pe care o exprimat și Părintele Predicator, căruia îi mulțumesc pentru această frumoasă predică. Mulțumesc așadar corului și ceea ce am spus corului mare, acum vă spun vouă, corului tineretului, dorința mea arzătoare, ca la Crăciun, la Paști și la Hram, de trei ori, dacă o fi de mai multe ori, mă bucur și mai mult, să văd corurile acestea unite. Vedeți, astăzi răsună catedrală. Îmi închipuim acum unit corul tineretului cu corul mare și eventual de la copii, dacă este un cor și acolo, la aceste mari sărbători să ne înălțăm tot sufletul la Dumnezeu și să trăim cu adevărată bucurie sfintele și frumoasele noastre sărbători creștine. Mulțumesc Părintelui Predicator încă o dată, Părintelui Petru Tamaș și de asemenea tuturor preoților care au binevoit să ia parte în seara aceasta, să fie alături de noi la sărbătoarea hramului acestei catedrale noi. Mulțumesc celor care, ca și acum o săptămână, au asigurat transmisia Ercis Media, au asigurat transmisia Sfintei Liturghii și asigură mereu, cu avânt nou, transmisiile slujbelor noastre religioase de aici, de la catedrală. Mulțumesc din suflet autorităților locale, civile, mulțumesc tuturor dumneavoastră prezenți și celor care ne-au urmărit și încă ne urmărește în acest moment prin mijloacele de comunicare în masă. Și vă îndemn în final, iubiți-o pe Sfânta Fecioară Maria, rugați-vă cu încredere Fecioarei Maria, lăsați-vă purtați de mână de mama noastră cerească, pentru că ea sigur, care știe toate, așa de frumos ne-a explicat Părintele la predică, ne conduce totdeauna la Iisus, la Dumnezeu, care este bucuria și mântuirea noastră. Cu aceste cuvinte de mulțumire, vă rog să vă ridicați pentru binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.